Jurnalele RTT. Știri la fix. Zi istorică duminică la Brașov și în alte câteva orașe din țară în care au ajuns primele vaccinuri anticovid. Directorul medical al Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, medicul Andreea Moldovan, este prima persoană din județul nostru vaccinată împotriva COVID-19. Unitatea medicală este una din cele 10 aflate în prima linie în lupta împotriva noului coronavirus, alese pentru imunizarea personalului medical în această primă etapă cu tranșa simbolică de 10.000 de doze. La Spitalul de Boli Infecțioase au fost distribuite 100 de doze duminică, iar cu acestea sunt vaccinate persoanele care au cerut deja imunizarea. Duminică, în a treia zi de Crăciun, au fost vaccinate primele 15 persoane din lista deschisă de directorul medical. Este o zi importantă în istoria luptei cu această pandemie. După cum știți, la nivelul Uniunii Europene s-a început procesul de vaccinare, proces care va continua și în România, începe astăzi, în 27 decembrie, cu 10 unități spitalicești. Printre aceste 10, pe prima poziție, se află și Spitalul de Boli Infecțioase din Brașov, unde ne aflăm. De ce Spitalul de Boli Infecțioase? Pentru că din prima clipă, din martie, din 12 martie, de la primul pacient, a fost în prima linie, este și va fi în continuare în prima linie. Cred că, de fapt, este o mulțumire care trebuie adresată tuturor pacienților care s-au străduit să treacă cu bine prin boală, tuturor cadrelor medicale care au trecut alături de pacienți prin această pandemie și încă mai avem lupte de dat, și celor care s-au străduit să sintetizeze atât de repede acest vaccin și să-l avem la îndemână. Pentru că este clar, este singura armă eficientă pe care o avem în prezent ca să putem stăpâni, controla și opri la un moment dat pandemia. Pentru mine personal este un moment istoric, l-am așteptat încă din luna martie, conștientă fiind că aici va fi luminița de la capătul tunelului. Unul dintre cei mai cunoscuți epidemiologi români, Andreea Moldovan, a numit momentul primei vaccinări drept unul istoric și dătător de încredere. Vaccinul disponibil în acest moment în România se administrează în două doze, la o distanță de 21 de zile între acestea. Astfel, primii vaccinați vor trebui să se prezinte din nou la medic în 17 ianuarie, pentru ca vaccinul să devină eficient. Din prima zi a săptămânii este operațională platforma informatică destinată programării persoanelor pentru vaccinarea împotriva COVID-19, programare.vaccinare-covid.gov.ro. Astfel, începând cu data de 28 decembrie, se pot planifica la vaccinare persoanele din etapa 1, respectiv lucrătorii din domeniile sănătate și social, urmând să se activeze accesul în aplicație și pentru celelalte două grupe de vaccinare, grupa a doua, populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domeniul cheie, esențiale, și grupa a treia, populația generală. Planificarea electronică prin intermediul platformei eficientizează procesul de vaccinare, distribuția dozelor de vaccinare și evită supraaglomerarea din centrele de vaccinare. Pașii de înscriere sunt ușor de parcurs. Din Platforma Națională de Informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, vaccinare-covid.gov.ro, se accesează meniul Programează-te sau se accesează direct linkul programare.vaccinare-covid.gov.ro. Persoanele care se planifică la vaccinare își creează un cont pe baza datelor de identificare și a numărului de telefon. În contul creat, cetățenii au acces la propriile programări. Centrul de vaccinare, datele la care vor fi efectuate prima administrare și rapelul, adică cea de-a doua doză. De asemenea, în momentul programării, platforma generează un document pe baza căruia se va face accesul în centrul de vaccinare la data planificată. Ulterior, la prezentarea în centrul de vaccinare a persoanei programate, validarea programării se realizează în zona de triaj prin scanarea codului QR de pe documentul generat de platformă sau pe baza cărții de identitate. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale pe baza cerințelor operaționale formulate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19. Personalul medical din centrele de vaccinare va utiliza tabelele distribuite de STS, cu ajutorul cărora se va realiza accesul securizat în aplicația Registrul Electronic Național de Vaccinare, RENV. Aplicația RENV este pusă la dispoziție de Institutul Național de Sănătate Publică pentru a avea evidența vaccinărilor.
Platforma și sistemele informatice puse la dispoziție de către ZTS au fost astfel dimensionate și configurate încât să permită accesarea simultană de către un număr mare de utilizatori, totodată fiind implementate și măsuri specifice de securitate cibernetică. Vântul a suflat cu putere azi noapte, atingând la rafală și 100 de kilometri la oră la munte. În Poiana Brașov, pompierii din stațiune au fost chemați în 4 cazuri în care arborii au fost doborâți de vijelie. Am fost solicitați să intervenim pentru limitarea și înlăturarea efectelor produse de vântul puternic în stațiunea Poiana Brașov. Colegii de la pichetul de pompieri din Poiana Brașov au intervenit în 4 cazuri pentru degajarea unor copaci căzuți atât pe partea carosabilă cât și pe un autoturism aflat parcat. Un copac a căzut peste un autoturism într-o parcare. Din fericire, în mașină nu era nimeni când arborele a strivit-o. Pompierii au câteva recomandări ca urmare a fenomenelor meteo din aceste zile. Recomandăm cetățenilor să evite pe cât posibil deplasarea pe timp de vânt. Dacă aceste deplasări nu se pot amâna, le recomandăm cetățenilor să circule departe de clădirile ale căror elemente de construcție s-ar putea desprinde și să evite deplasarea prin apropierea panourilor publicitare sau a copacilor. Se recomandă parcarea autoturismelor în locuri sigure, nu în apropierea copacilor. Furtuna a provocat pagube și în centrul istoric al Brașovului. Umbrelele, care par de neclintit, pur și simplu zburau smulse de vânt. Din fericire, bradul nu a fost dărâmat, dar vântul puternic a stricat construcțiile temporare ale comercianților de pe strada Republicii. De suferit au avut și traseele marcate spre vârful Tâmpa. Astfel, potrivit fostului ranger al muntelui Viorel Mihai, pe traseul triunghi albastru deasupra străzii Molidului au căzut mai mulți arbori care au blocat poteca. Aceasta a fost eliberată prin eforturile voluntarilor. Vremea a devenit mult mai frumoasă în cursul zilei de luni, cu soare și temperaturi foarte plăcute, neobișnuite pentru ultimele zile din decembrie. Tendința de scădere a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultimele 14 zile se menține în județul Brașov și a ajuns la 3,27. Sunt 2214 persoane cu test pozitiv astăzi, din care 90 în focare. Pe primul loc în județ este comuna Sânt Petru cu incidență 4,82. Pe locul al doilea este municipiul Brașov cu indice 4,68. Doar încă 5 localități mai depășesc pragul de 3: Ghimbav, Hălchiu, Vulcan, Bod și Predeal. În rest, 16 orașe și comune au incidență peste 2, 11 peste 1, 18 între 0 și 1 și 6 comune au incidență 0, Augustin, Fundata, Măieruș, Racoș, Viștea și Sâmbăta de Sus, care, vă amintiți, a fost și în carantină când depășise indicele 13. Mai puține teste de COVID au fost făcute în zilele de Crăciun și astfel și numărul noilor cazuri este redus. Până luni 28 decembrie, pe teritoriul României au fost confirmate 618.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 24.644 în județul Brașov. 543.341 de pacienți au fost declarați vindecați până acum. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2620 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 24 dintre acestea sunt din județul nostru. Distinct de cazurile nou confirmate, 344 de persoane au fost retestate pozitiv, iar 3 dintre acestea sunt din Brașov. Până luni au decedat 15.334 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2. În intervalul 27-28 decembrie au fost raportate 104 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus. Bolnavii, 65 de bărbați și 39 de femei, erau internați în spitale din 26 de județe, între care și Brașov, și din municipiul București. 5 dintre decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 10 decese la categoria 50-59 de ani, 24 de decese la categoria 60-69 de ani, 32 de decese la categoria 70-79 de ani și 33 de decese la persoane de peste 80 de ani.
101 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 3 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 9.957. Dintre acestea, 1.197 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național au fost prelucrate 4.726.466 de teste. Dintre acestea, 7.704 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 5.315 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 2.389 la cerere. De la ultima informare făcută de grupul de comunicare strategic au fost raportate și rezultatele a 137 de teste prelucrate anterior și transmise până la data de 28 decembrie. Pe teritoriul României, 35.604 persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 9.594 de persoane se află în izolare instituționalizată. Alte 54.874 de persoane sunt în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 65 de persoane. Ca urmare a încălcării prevederilor legii privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în ziua de 27 decembrie 4.677 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 1.500.900 de lei. Duminică au fost întocmite și 4 dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal, în care sunt cercetate 4 persoane. Reamintim, la linia Tel Verde 0800 800 165 pot fi sesizate încălcări ale normelor de protecție sanitară. Unui orfan care nu are o mână și un picior, Asociația Catharsis îi pregătește o mare surpriză. După ce i-a oferit o proteză performantă pentru picior, președintele asociației, Azota Popescu, vrea să-i dăruiască adolescentului o mână bionică. Ce cuprinde acest proiect? 5 pași. În primul rând, protezarea piciorului stâng amputat la vârsta de 6 luni. Deja acest pas a fost realizat. Valentin are o proteză de 57.000 de euro care i-a îmbunătățit mersul și care îi permite să facă absolut ceea ce face orice tânăr de vârsta lui cu ambele picioare. Al doilea pas constă în protezarea brațului stâng amputat. Al treilea pas va fi o operație estetică pentru obrazul stâng și implant de păr pe aceeași parte, iar al patrulea o altă operație pentru urechea stângă. Ultimul pas va fi achiziționarea unui apartament pentru tânărul care va împlini 18 ani în luna mai. Valentin este un băiat de 17 ani care, pe când era încă bebeluș, a fost victima unui incendiu, în urma căruia și-a pierdut o mână și un picior. Copilul a fost abandonat de părinți și crescut în centre de plasament. Până nu demult a beneficiat doar de o proteză de slabă calitate pentru picior, care i-a provocat răni. Asociația Catharsis a reușit să-i ofere o proteză performantă, care i-a fost montată la Târgu Mureș, unde a făcut și gimnastica necesară obișnuirii cu proteza. Mâna bionică este cea mai fidelă imitație a mâinii umane și oferă posibilitatea funcționării independente a celor 5 degete. Este acționată prin căpătarea de semnale electrice de la mușchii antebrațului și este ușor de folosit în activități care necesită forță, îndemânare sau finețe. Viața lui Valentin ar fi mult mai ușoară și mai frumoasă cu acest dispozitiv medical. De Crăciun, Catharsis dispunea de 60.000 de euro și mai avea nevoie de încă 27.000 de euro. Fundația Cardiff a donat diferența necesară după ce acoperise și costurile protezei pentru picior. Trei bărbați au fost surprinși de polițiști în timp ce vindeau petarde într-o parcare din Brașov. Polițiștii au verificat mașina cu care cei trei au transportat materialele pirotehnice și au descoperit câteva mii de petarde. La data de 27 decembrie anul curent, polițiști din cadrul secției 2 Poliție Brașov au surprins în flagrant trei bărbați cu vârste cuprinse între 22 și 44 de ani, care comercializau materiale pirotehnice din categoria F3 în timp ce se aflau într-o parcare din municipiul Brașov.
În urma cercetărilor efectuate în cauză, polițiștii au identificat în interiorul autoturismului aparținând unuia dintre cei trei bărbați 102 cutii ce conțineau 7050 de bucăți petarde, acestea fiind ridicate în vederea continuării cercetărilor. Cei trei bărbați s-au ales cu dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuarea oricărei operațiuni cu articole pirotehnice fără drept. Dosarul este instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente și se va propune soluție legală la finalizarea anchetei.